Bună ziua! De ce ai făcut treaba asta? De știu. A fost teribilism sau aveai nevoie de bani? De ce ai făcut treaba asta? Regreți acum? De unde ai pistolul? Acesta este bărbatul de 24 de ani care azi noaptea a intrat într-o casă de pariuri din centrul Craiovei, a așteptat până când casiera a rămas singură și sub amenințarea pistolului i-a cerut toți banii din încasări. Femeia i-a dat 7.000 de lei. Ea a povestit că făptașul nu avea fața acoperită și nu a fost violent cu ea. Polițiștii au efectuat o percheziție, în urma căreia au identificat suma de bani și alte obiecte susceptibile a fi fost folosite la comiterea faptei. Pistolul a fost depistat? Da, a fost găsit și pistolul, urmează a fi supus unei expertize. Casa de pariuri este dotată cu sistem de supraveghere, iar pe imagine a fost surprins momentul jafului. În plus, societatea are și contract cu o firmă de pază. Nu aveți buton de panică aici? Poftiți? Am buton de panică. Locația are buton de intervenție și dacă azi noapte ați fost solicitați? Ați fost solicitați azi noapte? A apucat să apese pe buton? Craiovenii care frecventează casa de pariuri spun că aceste incidente sunt din ce în ce mai multe în ultima vreme. Asta e educația care o au anumite persoane, anumiți oameni. Lucruri de astea se întâmplă peste tot. Se poate întâmpla. Drogat, băut, anturaje, lipsă de bani. Se poate întâmpla. Da. Bine că nu s-a întâmplat mai rău. Polițiștii au percheziționat locuința suspectului pentru a da de urma banilor, dar și a armei cu care agresorul a amenințat-o pe angajata casei de pariuri.